De ce nu merg românii la dentist? Răspunsurile ar putea fi variate. Pentru că le este frică, pentru că statul la coadă în așteptarea intrării în cabinet le amintește de epoca întunecată a comunismului, pentru că dentistul este prea departe de casă, ori pentru că sunt foarte ocupați și nu au timp. La prima vedere, este o întrebare care pare cel puțin bizară. Într-un secol în care civilizația evoluează într-un ritm amețitor și în care preocuparea omului pentru propria sănătate este una dintre prioritățile cotidiene, de la conținutul alimentelor pe care le consumă, la numărul de ore petrecute în fața computerului. În primul rând, cred că le e teamă. Și de durere, cred că și de pregătire. Și de dotare multe, multe. De ce credeți noastră că oamenii fug de mersul la dentist? Cred că prețul la costul la bani, din cauza banii. Și teama, nu credeți că le este și teama în același timp? Păi cu boala acum, coronavirus, eu cred că și asta este o problemă. Cred că asta e cea mai gravă. Revine așadar întrebarea de neînțeles pentru lumea civilizată. De ce nu merg românii la dentist? Răspunsurile ar putea fi variate, pentru că le este frică, pentru că statul la coadă, în așteptarea intrării la cabinet, le amintește de epoca întunecată a comunismului, pentru că dentistul e prea departe de casă, ori pentru că sunt foarte ocupați și nu au timp. Ar fi simplu să fie așa, pentru că s-ar găsi soluții rapide de îndreptarea situației. Statisticile arată însă, din păcate, că românii nu merg la dentist, pentru că nu au educația necesară în această direcție. Nu teama. Banii. Prețurile sunt exorbitante de mari. Exorbitante. Ferească Dumnezeu să mai ai probleme cu dantura în zilele de azi, că te-a destabilizat complet. Trebuie să te împrumuți prin bănci ca să poți să-ți faci, într-adevăr, să spui dantura la punct. Sunt prețurile fantastice de mari. Vorbesc, dacă la noi în oraș, aici în Severin, sunt atât de mari. Păi dacă mergi în orașele mari, acolo e groaznic. România are cele mai mari probleme legate de educația sănătății dinților. Românii vizitează cel mai rar dentistul, 58% dintre ei ajungând într-un cabinet stomatologic mai puțin de o dată pe an, iar 30% dintre aceștia doar atunci când au o problemă care le provoacă durere. Există însă și românii care nu merg la dentist nici măcar o dată pe an sau care nu au fost niciodată în viața lor la un stomatolog. Din acest grup, peste 70% sunt persoane din mediul rural și fără studii. Un aspect pozitiv relevat de acest studiu este acela că persoanele tinere cu vârste între 18 și 34 de ani au tendința de a merge mai des la dentist, ceea ce este îmbucurător, însă nu suficient, pentru că această categorie este destul de slab reprezentată în procente. Doar 26% dintre români vizitează dentistul cel puțin o dată pe an.